terminată. Și am considerat că rezultatele, implicarea și contribuția mea vor fi așa în luarea deciziei de a rămâne sau nu în companie. În martie 2020, am aflat că în 2 săptămâni colaborarea noastră se va încheia, deoarece contextul pandemic nu permitea înființarea unei noi poziții. Totul era blocat, incert și pus pe pauză. Ce cu mie să mi se întâmple una ca asta? Nu vroiam să vorbesc despre acest lucru care mă durea, pentru că toate gândurile, influențele și scenariile mă făceau să regret, să plâng și să caut vinovații. Eu, care vehement în urmă cu 3 luni, declaram că nu vreau să plec, nu vreau să-mi găsesc altceva de lucru, eu acolo vreau să rămân. Da? Am ce faci. Zilele treceau și nu făceam nimic. Știam că trebuie să decid, dar ce să decid? Cine de aici a avut genul ăsta de incertitudine în viața sa? I-am scotocit în adâncul sufletului meu și, bam, s-a aprins beculețul. Știam că nu vreau să mai trec prin așa ceva. Și atunci mi-am orientat atenția către o gândire pozitivă, către dezvoltarea mea ca persoană și oameni care să mă ajute să fac lucrul ăsta. Așa am descoperit Mastermind-ul. Am participat activ și am început să văd o altă perspectivă a ce înseamnă creșterea personală. Și abia așteptam să vină sesiunile următoare, să răspund la întrebări, să împărtășesc experiența pe care o am. Și uite așa, mi-am dat seama că mă regăsesc în acest mediu, în această energie și în această gândire. Și în 3 luni de zile am decis să devin membru Nexo Leadership. Am ales compania în care sunt și astăzi și mai mult de atât, mi-am descoperit pasiune. Tu, ce decizie ai nevoie să iei acum ca să obții rezultatele pe care ți le dorești?